Frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să ne întoarcem la cuvântul Domnului pentru această sărbătoare specială, ziua Tatălui în Statele Unite, poate și în alte părți ale lumii, dar este bine să fie și sărbătoare de familie, cum a fost ziua mamei luna trecută, acum este ziua Tatălui, învățăm lucruri legate de familie. Cuvântul Domnului de astăzi este în Efeseni, capitolul 6, primele 4 versete. Efeseni, capitolul 6, primele 4 versete. Și acest cuvânt pe care îl puteți urmări și pe ecran, cei ce sunteți cu mine în biserică și cei de la internet, spune în felul următor. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Amin. Iată un cuvânt potrivit pentru această ocazie, potrivit pentru o sărbătoare ca ziua Tatălui, o sărbătoare de familie. Așa rândui Dumnezeu să fie familia, un soț și o soție. Repet, un soț și o soție. Pentru că societatea contemporană vrea să schimbe definiția familiei. Să fie două femei și doi bărbați. Sau nici un soț și nici o soție. Concubinaj și toate combinațiile care strică societatea, strică fundamentul existenței umane. Dar Dumnezeu a rânduit soț și soție, un tată și o mamă. În mamă Dumnezeu a pus gingășia, inimă, suflet, simțire. În tată Dumnezeu a pus autoritate, putere de muncă, protecție. Acestea sunt caracteristici pe care trebuie să le aibă mama și pe care să le aibă tata. Eșuăm în ele? Eu sunt primul. De prea multe ori, știți noastră povestea acestei perechi tinere, au primul copil, o fetiță, are 5-6 anișori. El este ocupat tot timpul, ca și cei mai mulți tați și ca și cel care vă predică. Și niciodată poate nu are timp să se ducă și să iasă puțin afară cu familia. Dar astăzi l-a convins soția și a ieșit cu fetița în parc. Fetița, bucuroasă că e cu tăticul și cu mămica, ținea pe tati de mână și îl întreabă pe tati, tati, cum suflă vântul? Și el zice, nu știu. Mai stă puțin fetița și zice, tati, cum curge apa în direcția aceasta și nu curge în cealaltă? Au văzut un pârâiaș acolo. El a răspuns, nu știu. Mi-a stat fetița puțin și a zis, tati, cum cântă păsările? El iară, nu știu. Soția se sesiza că nu e în chef de discuție și i-a zis la fetiță, păpușe, lasă-l pe tati, că tati e obosit, abia a venit de la lucru și uite, a ieșit cu noi la parc. El a intervenit repede, lasă-o, dragă, să întrebe, cum o să învețe dacă nu pune întrebări? Trebuie să învățăm și trebuie să avem grijă de casele noastre. Pentru că diavolul este într-un atac declarat împotriva caselor noastre, împotriva familiilor noastre. Familia este frumoasă. Eu m-am bucurat mult când m-am căsătorit. M-am bucurat mult când s-a născut primul copil, al doilea. M-am bucurat foarte mult când s-a căsătorit primul, abia aștept al doilea. Apoi abia aștept să țin în brață și eu niște nepoți. Familia este frumoasă și Dumnezeu a intenționat-o să fie frumoasă. Dar ce fel de relații trebuie să fie în familie, în special între tată, mamă și copii? S-au scris volume în societatea contemporană nouă. Dacă mergeți la o librărie creștină, chiar și la librăriile laice, la Amazon.com, pe internet, sunt multe, multe, multe cărți scrise în această direcție
atât de autori creștini, bine informați, oameni temători de Dumnezeu, cât și de autori laici. Ca să învățăm cel mai bine, sigur că trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură este Cartea Cărților. Este cartea care ne învață în această privință. Apostolul Pavel, în pasajul acesta din Efeseni 6, primele 4 versete, doar 4 versete spune, însă vorbește adânc. Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu este adânc în orice domeniu și în domeniul familiei la fel. De ce, frați și surori, doamnelor și domnilor, azi de ziua Tatălui, vă invit să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Cuvânt către părinți și copii. Cuvânt către părinți și copii. Este un cuvânt scris de Dumnezeu, un cuvânt scris de Duhul Sfânt, un cuvânt scris de Sfinții Apostoli și Profeții Domnului. Și în acest cuvânt, în primul rând, cuvântul înțelepciunii divine către copii. Ce spune Sfânta Scriptură în pasajul acesta? Pentru că în primele 3 versete de aici din Efeseni, cuvântul lui Dumnezeu este pentru voi copii. Chiar dacă aveți 30 de ani, este pentru voi. Chiar dacă aveți 20 de ani, este pentru voi. Chiar dacă aveți 5 ani, este pentru voi. Chiar dacă aveți 10 ani, haideți să-l citim din nou. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. De ce trebuiește oare cinstit, onorat tata și mama? De ce trebuiește ascultat de ei? Apostolul Pavel ne dă câteva argumente pentru care voi, copiii, trebuie să ascultați de părinți. Primul argument este din pricina legii naturale. Există o lege naturală. Observați voi în cuvântul pe care l-am citit în versetul 1, partea finală, spune căci este drept. Căci este drept. De ce spune Apostolul Pavel căci este drept? Pentru că există o lege naturală. Este în cultura tuturor popoarelor copiii să asculte de părinți. Este o lege naturală. Nu trebuie să le spună nimeni lucrul acesta. Și nu trebuie să spună nimeni lucrul acesta. Istoria civilizației umane s-a scris în felul acesta. Părinții ocrotind copiii și copiii ascultând și onorând părinții. Dacă nu există această relație în care naturală, în care părinții să ocrotească copiii, iar copiii să onoreze și să asculte de părinți, familia se destramă, societatea omenească se destramă, biserica, să știți, încetează să existe. Și de ce este important să ne uităm, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne învață, nu numai în ceea ce scrie Scriptura, dar Scriptura spune, uitați-vă și în jurul vostru și observați, este o lege naturală, uitați-vă și în lumea animală, uitați-vă și în lumea animală. Puiul de leu ascultă de mama leoaică. Orice pui de animal ascultă de părinți. Nu numai că este o lege naturală, spune Apostolul Pavel, pentru că absența acestei legi ar face probleme. Și aș vrea să vă citesc ce probleme face absența legii naturale, dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Romani, capitolul 1 cu versetul 30. Ia uitați! Zice așa cuvântul Domnului. Ce se întâmplă în ultima vreme? Oamenii vor fi bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți. Deci în ultima vreme, această lege naturală se pune. N-ai voie să-ți disciplinești copilul că el sună la 911. Știu că m-au sunat părinți care mi-au zis, frate, nu știu ce să mai fac cu copilul, pentru că dacă vreau să-l disciplinez, spune, mi-a spus teacher-a să sună la 911. Sigur, nu trebuiește bătut copilul să se lase urme pe el, nu trebuiește copilul nenorocit, copilul trebuiește disciplinat. Dacă scrieți la doctorul James Dobson, spune, prinde-l de ureche, vezi de partea aceasta, de lobul urechii. Aici îl poți strânge bine, pentru că aici nu se întâmplă nimic, dar simte și învață. Zice, că linșu și caută, zice în acest cuvânt al Dumnezeu, că în vremurile din urmă, aceasta va fi o caracteristică a societății, neascultători de părinți. Și uitați ce se întâmplă, dacă această lege naturală
Deci pentru că am citit că în toată lumea spune că vremurile din urmă vor fi oamenii, nu vor fi o parte, oamenii vor fi așa. Uitați ce se întâmplă. Lipsa acestei legi naturale duce la decadența și generarea societății omenești. Uitați-vă în versetul 28 din Roman capitolul 1. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, legea aceasta naturală e pusă de Dumnezeu în conștiință, așa? Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Își ia Domnul mâna de peste tine, copile. Își ia Domnul mâna de peste tine. Devii vagabond, devii borfaș, devii criminal, devii pleava societății. Când Domnul își ia mâna de peste tine, devii un gunoi, indiferent cât de mare este mafia din jurul tău și prietenii pe care îi ai și cât de repede ai făcut banii aceia mulți peste noapte cu droguri și toate relele pe care le faci. Ești un gunoi, ești o nimica, dar Dumnezeu te vrea aur, te vrea diamant. Deci a dat o lege naturală, copiii, este drept să ascultați de părinții voștri. O lege naturală. Apostolul Pavel spune, nu numai lege naturală, este o lege divină în această privință. Este o lege divină. Versetul 2 și 3. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Este porunca a cincea din pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel prin Moise. Este o poruncă pentru ascultat, nu pentru comentat. Deci această poruncă nu este pentru mine, care la fel sunt copil pentru mama, chiar dacă are 76 de ani, sau pentru mama Irina, care face 88 anul acesta, dacă Dumnezeu o ține în viață, n-am ce să comentez, trebuie să ascult. Mi se pare că unii dintre voi vă credeți mai deștepți decât părinții voștri. Porunca lui Dumnezeu nu-i de comentat, puișor, este de ascultat. N-aveți opțiuni. Părinții trebuie să ascultați în Domnul. În Domnul, pentru că sunt și părinți care cer lucruri absurde copiilor lor în afara legii lui Dumnezeu. Deci este o lege divină. Este o poruncă practică. Uitați că este o poruncă practică pe care o dă Dumnezeu. Să trăiești fericit și mult. Fericit și mult. Și cum arată această fericire? Dacă asculți de tata și de mama, uite, te ferește de accidente. Te ferește de acumularea de obiceiuri rele și dezastruoase. Te ferește de prietenii care te-ar distruge. 1 Corinteni 15 cu 33 spune, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Deci, dacă tata și mama ți-a spus, nu mai aduce acasă acești colegi ai tăi, nu-i mai duce. Și dacă tata și mama ți-a spus ceva mai mult, nu te duce tu și faceți slumber party acolo la prieteni sau prietenile voastre, nu mergeți la colegi de felul acesta. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Fiți sigur că le strică. Fiți sigur că le strică. Este ca și în această istorie. A venit cineva la păstor și a zis, vreau să mă căsătoresc. O tânără. Și păstorul a zis, mă bucur. Unde-i mirile, că te văd singură? Păi el nu vine la biserică. Dar cum? E necredincios. Și? Nu știi că tu calci cuvântul Domnului, care spune, nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincios? Frate, eu sunt de neclintit în credință. Păi de să nu ești de neclintit, că ești clătită deja. Când te căsătorești cu necredincios, nu? Și te mai lauzi că ești de neclintit? O să se pocăiască din cauza mea. Și păstorul încerca să-i lămurească, să-i spune, nu este bine ce faci. N-a vrut să înțeleagă. Și păstorul a făcut o demonstrație. S-a urcat pe masă. S-a urcat pe masă și i-a zis către tânăra aceasta, dă mâna cu mine și trage-mă de pe masă. Și imediat s-a dezechilibrat păstorul și s-a dus jos. A zis, urcă-te tu pe masă acum și încearcă să mă tragi tu pe masă. Ea n-a putut. Și a zis, vezi, așa este de credincios soțul cu care tu te pocăiești. Mai repede te trage el jos, te trage în lume, în obiceiuri rele, în obiceiuri prostești, în lucruri care te îndepărtează de Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu este o poruncă practică, copii, tineri, adolescenți, care cunoașteți toate lucrurile. Încă mai aveți până le cunoașteți pe toate. Veți muri și tot în necunoaștere veți fi, așa cum se întâmplă și cu noi părinții. Cuvântul Domnului spune,
porunca lui Dumnezeu este una practică, să trăiți bine și fericiți, lung și fericiți. Dacă îți spune să te ferești, să asculți de părinți, îți spune ca să te ferești de prietenii rele, pentru că îți strică obiceiurile bune. De asemenea, te ferește de mânia divină. În Iacob 4:4, cuvântul Domnului spune, nu știi că prietenia cu lumea este ce? Vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea, dacă la școală, în ascuns, te duci acolo în baie și mai tragi dintr-o țigară sau mai găsești o sticluță sau un chende, nu știu ce, sau... Știți ce înseamnă aceasta? Să mă scuze cei de la internet, așa? Nu ascultați, practic de felul acesta, ascultați ce vă spun părinții, pentru că și dacă nu înțelegeți acum, să știți, și cu noi adulții se întâmplă să nu înțelegem multe lucruri. Apostolul Petru era apostol. Iisus Hristos i-a spălat picioarele și n-a vrut să se lese să fie spălat. Și știți ce i-a spus Domnul Iisus Hristos? I-a zis, Petru, ce fac eu acum, tu nu pricepi. Și era tată, era căsătorit, dar vei pricepe mai târziu. Ce vă spun părinții voi acum, voi nu înțelegeți, pentru că acum știți toate lucrurile, nu vreau să vă jignesc, dar aceasta vă este atitudine, ambiția. Dar veți înțelege mai târziu, veți înțelege mai târziu. Am avut experiența aceasta în casa noastră, cu copiii noștri, ne-au spus, ne bucurăm că ați fost mai aspri cu noi, pentru că asta era tendința dacă nu erați așa cum ați fost. S-o trebuiește ascultat. Dar să vedem în al doilea rând cum să ascultăm de părinți. How to obey our parents. Cum să ascultăm de părinți? Cuvântul Domnului ne spune că trebuie ascultat de ei în Domnul. Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că părinții trebuie să fie credincioși și părinții trebuie să fie exact ceea ce spun. Pentru că dacă părinții vă spun vouă copiilor să faceți un lucru și ei fac alt lucru, cu siguranță că nu-i vei mai asculta. De ce? Aviz pentru noi părinți. Nu avem voie să fim nici fățarnici, nici cu două fețe și cu niciun obraz, nici să nu armonizăm cuvântul cu fapta. Pilda pe care trebuie să o dăm copiilor noștri trebuie să fie o pildă curată. De aceea lucru pe care îl ceri copilului tău trebuie să fie un lucru care să se oglindească prima dată în viața mea, în viața ta, în Domnul. Nu în afara legii divine, nu în pilde rele. Deci cuvântul Domnului spune, dacă vrei să asculte copilul de tine, tot ce îi spui să fie în Domnul, după legea lui Dumnezeu. Apoi, a doua metodă este o ascultare cu atenție. O ascultare cu atenție. Cuvântul Domnului spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Adică, știți, de multe ori noi vorbim cu voi, pentru că vă iubim mai mult decât vă putem spune de multe ori, și o spun cu sinceritate, acum vă iubim mai mult decât vă spunem noi, dar de multe ori în dialogul dintre părinte și copil, părintele vorbește și copilul se gândește la fugă, la joacă, se gândește la aventură, se gândește cum să aranjeze și să iasă, nici temele să și le facă, nici lucrurile din casă, nici ceea ce a cerut tata sau mama. Ascultarea, copii, adolescenți, copii maturi acum, trebuie să fie în Domnul. Ascultați ce se comunică. Ascultați și cu inima, nu numai cu urechea, că de multe ori numai cu urechea ascultați. L-am auzit pe tata, dar pune la inimă. Ascultați continuu câtă vreme sunteți sub autoritatea lor, pentru că au grijă de voi. Au grijă de voi și de multe ori în grija lor pentru voi, ascultați ce vă spun acum, de multe ori în grija părinților pentru voi facem lucruri care sunt peste inima noastră, vă cumpără haine care n-ar trebui să vi le cumpere, lucruri pe care n-ar trebui să vi le cumpere, dar de dragul vostru se lasă înduplecați. Și greșesc în această privință. Greșesc în această privință. Că vin părinții voștri și se plâng la noi păstori, uite cum vine fata la biserică. Nu noi vă cumpărăm hainele, dar i-ați bătut la cap pe părinții voștri și i-ați înduplecat să vă îmbrace cum v-au îmbrăcat, de nici să vă așeza jos nu puteți. Nici să stați undeva nu se mai poate.
Îi înduplecați de multe ori și de dragul vostru numai să vă câștige inima. Să vă câștige inima și să fiți aproape de ei și să vedeți că vă iubesc, că părinții fac lucruri care sunt peste inima lor și îi doare inima pentru ceea ce fac. De aceea trebuie să vă spun, ascultați continuu câte vreme sunteți sub autoritatea lor, dar ascultați și cu inima, nu numai cu urechea. Apoi, este un al treilea ingredient în acest act al ascultării. Deci prima dată este în Domnul, al doilea, ascultați cu atenție și al treilea, ascultați cu atitudine sfântă. Când tata vorbește cu copilul, când mama vorbește cu copilul, nu faceți în felul acesta. Oh, gosh! Iară mi-o spune. Atitudinea strică toate. Atitudinea strică toate. Primesc foarte multe telefoane în această privință. Nu mai știm cum să vorbim cu ei. Cum am vorbit? You are old. Yes, I'm 53, but who cares? You are old. You don't know. You are outdated. No, I'm updated. My software and hardware is good. Trebuiește ascultat cu atitudine sfântă. Nu cu resentimente și nu cu dispreț. Chiar dacă tata și mama nu au școala care o aveți voi. Nu au școala care o aveți voi. Nu au pregătirea care o aveți voi. Eu am un respect deosebit și nu spun ca o laudă sau ca să se simte cineva bine, dar este, mulțumesc Domnului că a pus în natura mea, am un respect deosebit pentru părinți și am un respect deosebit pentru bătrâni. Ce ar însemna? Ce ar însemna să mă port necuvincios cu un bătrân? Să vorbesc nerespectuos cu un bătrân? Numai pentru că am școală mai mult, am absolvit 4 facultăți și acum cine sunt eu? La ce m-ar ajuta? Dacă am școală, trebuie să fiu mai respectuos. Cine are școală, dați-mă voie să vă spun ceva, la cei ce ați terminat college-ul și v-ați ridicat în picioare, sau master. Cine a făcut un pic de școală și se poartă ca și când nimeni nu mai are școală, dragul meu, însemnează că nu mai trecut pe lângă școală. Școala te civilizează. Școala te învață respectuos. Școala te învață să te pleci. Și școala lui Dumnezeu știe ce te învață. Să te uiți la aproapele tău mai presus decât la tine. Ai auzit? Dar sunt unii tineri care, dacă cred că au putut să facă un jumătate de college, nu mai poate nimeni vorbi cu ei. Come on, guys! Școala te civilizează ca și Evanghelia și te apropie de oameni, te coboară la nivelul fiecăruia ca să-i ridici. De ce ai făcut școală? De ce ai făcut școală? Deci cum să ascultăm de părinți? În Domnul, cu atenție și cu atitudine sfântă. În al treilea rând, cuvântul înțelepciunii divine către părinți. Versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Vedeți, părinții au problemele lor. Întrebam ieri pe Rafi și pe Jenny, că erau mire și mireasă, ați văzut pe părinții voștri supărați, poate certați vreodată? Și au fost foarte simpatici, amândoi au zis, nu. Și era drept. Ia. Cred că a fost eclipsă de lună atunci când... Părinții au problemele lor. Știți, este de exemplu această pereche care după 10 ani s-au dus la consilier de familie. Și el s-a plâns și a zis, frate consilier, domnule consilier, uitați, noi avem mare, mare problemă în familie. Care este problema? Păi când m-am căsătorit 10 ani în urmă, zice, când veneam acasă de la serviciu, obosit, cum deschideam ușa, soția mă aștepta, mi-aducea papucii de casă și cățelul care l-aveam în casă era bucuros, lătra, venea la mine. Și acum, zice, după 10 ani când vin acasă, ce cățelul mi-aduce papucii de casă și l-a trăia. La care consilierul i-a zis, păi atunci de ce ai venit la mine, că tot acele servicii le ai, oricum.
Părinții au problemele lor și au multe. Și părinții își pot rezolva problemele întorcându-se la dragostea din tâi, întorcându-se la cuvântul lui Dumnezeu, învățând să se respecte chiar după 20 de ani de căsătorie, chiar după 30 de ani de căsătorie, chiar după 50 de ani de căsătorie, după nunta de aur. Pentru că Domnul i-a pus împreună, ei au hotărât și au făcut legământ în această privință și trebuie să-L iubească pe Domnul, să respecte pe Domnul și să respecte legământul. Și uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Primul lucru pe care îl spune: ce nu pot face părinții cu copiii? Ce nu putem face noi cu copiii? Am să vă spun doar 4 lucruri. Sunt foarte multe. Primul: nu fiți nerezonabili. Nu fiți nerezonabili. Ce însemnează aceasta? Însemnează că știți ce pot copiii dumneavoastră și știți ce nu pot. Dacă așteptați de la copil să facă ce nu poate, nu sunteți rezonabili cu copilul dumneavoastră. Agravați relația cu acel copil, fie băiat, fie fată, agravați starea psihică a acelui copil, pentru că este tot timpul în stres. Tata și mama îmi cer ce eu nu pot. Cunoașteți-vă bine copiii și nu fiți nerezonabili. Lucruri simple. Să nu fim nerezonabili cu ei. Dacă nu are aptitudini de doctor, nu-l faceți doctor. Și nu-l presați să se facă doctor. Sunt 1001 de meserii, de slujbe, care pot să facă un venit excelent, cu cinste, dar să nu fim nerezonabili cu copiii noștri. Ești, știți ce pot și știți ce nu pot. Al doilea lucru: nu căutați numai greșeli în copii. Să nu căutăm numai greșeli în copii. Și aici noi păcătuim foarte mult. Pentru că primul lucru pe care îl păcătuim și îl pierdem este că nu știm să apreciem copiii. Nu știm să apreciem copiii. De exemplu, în sistemul acesta american în care noi trăim, pentru dumneavoastră de la internet, în sistemul european, probabil că încă e cu nota 1 la 10, nu? Dacă copilul a venit cu B acasă, nu îi spune: păi sigur, tu numai atâta poți, B. Vorbește apreciativ cu copilul. Dacă a venit cu B, spune în felul următor: B, mă bucur. Cred că la următorul test tu ai ori B plus, ori A. L-ai ridicat pe copil. L-ai ridicat. Ei comunicat același mesaj, dar le-ai comunicat să-l ridici. Să-l ridici. Să-l faci să înțeleagă că ești prietenul lui, ești suportul lui. Deci nu căutați numai greșeli în copii, pentru că pierdeți aprecierea. Și apoi, următoarea greșeală pe care o fac părinții cu copiii este: unii sunt perfecționiști. Perfecționiști. Sunt soții perfecționiste, sunt soți perfecționiști, sunt părinți perfecționiști. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că toate lucrurile pe care copilul meu sau copilul tău, pentru că este vorba de părinte-copil, toate lucrurile așteptăm să le facă perfect. Este drept? Este drept? Nu este drept. Pentru că eu nu sunt perfect. Eu nu sunt perfect. Și sunt convins că nu sunt perfect. De ce aș fi un perfecționist cu copilul meu? Atunci la fiecare lucru pe care îl face copilul, știți ce găsesc? Greșeală. Nu găsesc altceva. Nu găsesc altceva. Dacă a vorbit, i-am găsit greșeală în exprimare. Dacă a scris ceva, i-am găsit greșeală gramaticală. Dacă a deschis computerul, n-a apăsat cu degetul ăsta. Dacă s-a urcat la volan, care 16 ani, așa, strig la el, de intră în parapet. Nu fiți perfecționiști.
pentru că noi, părinții, trebuie să admitem, nu suntem perfecți. Dumnezeu mi-are mult de lucrat cu mine, la fel soția. Ce să mă zic de copii? Apoi, nu fiți inconsistenți. Deci, nu fiți nerezonabili, nu căutați greșeli numai în copii, trei, nu fiți inconsistenți. Adică, iubiți-i pe copii în fiecare zi. Ridicați-i în fiecare zi. Dați-le timp. Zilnic sau cât se poate de mult. Și apoi, există un al patrulea lucru pe care nu trebuie făcut cu copiii. Nu fiți neglijenți cu ei. De ce? Ei sunt darul Domnului pentru noi. Ei sunt averea noastră. Ei sunt mândria noastră. Ei sunt oglinda noastră. M-ați auzit bine. Am auzit și dimineața. Iisus Hristos spunea, referindu-se ca fiul al omului la Tatăl Său Ceresc. Nu fac altceva decât ce am văzut pe Tatăl meu. El este oglinda Tatălui. Copiii noștri sunt oglinda noastră. Pentru că cine văd, știți bine, pe noi făcând, aceea fac și ei. Și dacă suntem neglijenți cu copiii, creștem copiii care la rândul lor vor fi neglijenți. Părinți care își abandonează copiii, pleacă de acasă, lasă traume adânci în copiii lor. Și aceste traume s-ar putea să-i urmărească și să ajungă la fel. Sigur, pot să-și depășească copiii în starea aceasta, dar se întâmplă prea de multe ori. Dacă mama este neglijentă, nu este curățenie în casă, nu este mâncare în casă, nu este nimic în casă, mergi și pune-ți niște pâine cu unt, du-te, tu găsește-ți ceva în frigider. Păi așa-ți crește copilul. Așa-i va fi și familia. Dezordine. Dacă nu este ordine în casă, și copilul, când se căsătorește, la fel își va face casă de... Intră el în casă, nu știe pe unde să calci. Cum să ne iubim copiii? Deci am spus ce să nu facem. Cum să ne iubim copiii? Trei lucruri. Cu gingășie. Primul lucru este cu gingășie, pentru că ei sunt firavi, sunt în formare și trebuie să pregătiți pentru viață. De ce ne trebuiește multă răbdare cu copiii noștri? Este zi de sărbătoare, este ziua Tatălui și nu o să se întâmple nimic acelui tată care se va duce astăzi după serviciu divin acasă în familie, va face o rugăciune cu familia și va zice fiului sau fiicei, te rog frumos, iartă-mă că nu m-am purtat cu gingășie cu tine multă vreme. Nu vă cade steaua deloc, nici autoritatea, deloc, nici mie. Trebuie să ai curajul să-i spui copilului, eu am fost de vină de data aceasta, eu am greșit. Te ridică în ochii copilului și dai o pildă de viață acelui copil. Apoi, iubește-i cu disciplinare. Cu disciplinare. Sunt multe metode de a-i disciplina. Metode fizice. Prinde-l puțin de aici de ureche, că simte și nu se cunoaște urmă, nu poate suna 911. Nu este o glumă, este un adevăr, frați și surori, doamnelor și domnilor. Trebuie făcut. Uitați ce spune cuvântul, vă aduc aminte de aceste pasaje biblice, Proverbe 19 cu 18. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Observați ce spune cuvântul Domnului? Pedeapsa este potrivită. Nu-l nenoroci, nu-l lăsa numai urme. Proverbe 15 cu 32, celălalt pasaj, spune în felul următor. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere, este valabil pentru părinte și pentru copil. Apoi este un pasaj profund în Evrei 12 cu 11, cuvântul Domnului spune și este valabil pentru copii acum, este valabil și pentru părinți, în felul următor. Este adevărat că orice pedeapsă, deci orice disciplină, deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Da,
Nu ne place să disciplinăm, pentru că nu ne place să fim disciplinați. De aceea trebuie să lucrăm cu gingășie, trebuie să avem disciplină în casă, îi poți disciplina nu numai fizic, sunt atâtea lucruri acum. Ia-i iPod-ul pentru o săptămână, că nu i se întâmplă nimic. Ia-i desenele animate pentru 2 săptămâni, nimic nu i se întâmplă. Dă-i numai un canal la care să se uite. Nu la ce canal acela cu toate desenele animate, cu toți dragonii că s-au născut la Hollywood. Ia-i accesul la computer. Sunt multe lucruri pe care putem să le facem. Cum? Cum să ne iubim copiii? Deci cu gingășie, cu disciplinare și cu instruire. Adică învață-l pe copil. O instruire verbală, o instruire faptică, o instruire prin pildă personală. Absența instruirii, frați și surori, doamnelor și domnilor, aduce mânia divină. Am să vă duc, pentru exemplificare, la o familie celebră în paginile Sfintelor Scripturi și am să vă spun ce au făcut copiii acestei familii și ce a făcut Domnul din pricina aceasta. Este vorba despre familia preotului Eli. Avea 2 fii, Hofni și Fineas. Hofni și Fineas. Uitați ce spune cuvântul Domnului despre acești 2 fii, care la rândul lor erau preoți și slujeau în templu. Suntem în 1 Samuel, capitolul 12, capitolul 2, versetele 12. Zice așa, erau oameni inspirați demonic, oameni care slujeau la templu, erau inspirați demonic. Versetul 12, fiii lui Eli erau niște oameni răi. Dacă citiți în engleză, în traducerea englezească, și dacă vă uitați într-un dicționar, scrie fiii lui Eli erau slujitorii lui Belial, slujitorii diavolului, dar erau preoți în templu. Eli știa lucrul acesta, n-a făcut nimic. 2. Erau fii ignoranți. Uitați-vă la partea finală a versetului 12, 1 Samuel 2. Nu cunoșteau pe Domnul. Ignoranță n-a cunoaște pe Domnul. Eli știa lucrul acesta, tata. 3. Erau lacom și nerespectoși pentru poporul Domnului. Versetele 13 și 14 din 1 Samuel 2. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Preoți. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, o vâra în cazan în căldare, în tigaie sau în oală. Și tot ce apucau cu furculița, lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Lacom și nerespectoși. Tatăl Eli știa lucrul acesta și n-a făcut nimic. 4. Erau intimidanți, pentru că erau niște mafioți, cred că erau și buffed up, bine făcuți, și erau intimidanți. Versetul 16. Și dacă vreun om zicea, după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea, sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci astfel iau cu sila. Intimidau poporul. Tatăl Eli știa lucrul acesta și n-a făcut nimic. 5. Erau lipsiți de reverență, de respect pentru Domnul. Versetul 17. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că nesocoteau darurile Domnului, nesocoteau casa Domnului. De aceea, ca și unii dintre voi, copii, trimiteau text messages în timpul serviciului divin. Irreverență. Irreverență. Asta vorbește despre caracterul vostru, care se schimbă în seara aceasta. Irreverență. 6. Erau imorali. 2:22. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiului cu tot Israelul. A aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Erau curvari, adulteroși, desfrânați. Și 7. Erau infecțioși, adică influențau în rău. Versetul 24 din 1 Samuel, capitolul 2. Nu copiii, acum la bătrâneță, în ultimul moment, a zis Eli, nu copiii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască.
Dar pentru că el, tatăl, nu a luat măsuri să-și îndrepte copiii, ia uitați ce s-a întâmplat cu ei, uitați ce zice Domnul. L-a sculat pe copilul Samuel, pe tânărul Samuel, Dumnezeu și a zis, pentru că acest tată, acest părinte, a știut ce-i fac copiii, așa cum unii dintre noastre știți ce vă fac copiii. Știți că vin la ora 2 noapte acasă și la 4 dimineața și nu faceți nimic. Este sub autoritatea dumneavoastră, legați-l de piciorul patului. Nu, nu faceți aceasta. Dar nu-l mai lăsați să plece. Că te amenință că pleacă de acasă, nicio grijă, că nu are ce mânca, moare de foame, nu se duce nicăieri. Dar știe să te manipuleze acum. Pentru că ți-a găsit slăbiciunea odată și de două ori. Și când te-a pus odată și de două ori jos, crede că și a treia oră merge. Ei, stai în picioare acum și nu mai merge. Pentru că uite ce se întâmplă, părinte, uite ce se întâmplă. Ia ascultați cuvântul Domnului, mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit lui Samuel, capitolul 3, versetele 11 la 13. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea îmi voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. Și uitați ce? I-am spus că vreau să pedesesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrenici de lepădat fără ca el să-i fie oprit. Să știți că nu mă întreabă Domnul pe mine ce fac copiii voștri, chiar dacă sunt păstorul senior al bisericii. Aveți cunoștință de ce fac copiii voștri. Puneți piciorul în prang și fiți fermi cu ei. Iubiți-i, dar fiți fermi cu ei. O dată de două ori se supără, o săptămână nu o să vorbească, dar până la urmă le vine graiul la loc. Și o să vă roage să vorbiți cu ei. Nu pui piciorul în prag, nu ești ferm, nu uita, pentru de lucru de care știi și nu ai măsuri, se mânie Domnul. Și când se mânie Domnul, veniți târziu la păstor. Veniți degeaba. Timpul de pocăință este acum. Copii, vă iubim ca pe sufletul nostru. Părinți, cred că sunteți iubiți de copii, suntem. Eu sunt iubit de copiii mei. Am mărturie aici. Cred că sunteți iubiți de copiii voștri. Haideți să lucrăm împreună cu copiii noștri la zidirea caselor noastre. Și haideți împreună cu copiii noștri să ne schimbăm atmosfera în casă. Și cum am zis, dacă ai greșit, tată sau mamă, în seara aceasta când mergi acasă, adunați copiii la oaltă, faceți o rugăciune și cereți iertare. Vei avea autoritate ca tată, vei câștiga ca mamă. Vorbește din nou cu copiii tăi, exact ce ai auzit în seara aceasta, cumpără mesajul acesta, ca să-l asculți din nou și din nou. Este simplu și practic, l-a spus cuvântul Domnului, pentru că n-avem avere mai mare decât viața care ne-a dat-o Domnul, mântuirea sufletului și mântuirea copiilor noștri. Și trebuie să avem grijă de ei. Nu avem grijă, degeaba să spală Pilat pe mâini și zice, eu nu sunt vinovat de sângele lor. Să știți că nici eu, pentru că eu v-am spus ce trebuie. În casa voastră, ca părinți, vedeți ce fac copiii, el a văzut, n-a luat nicio măsură, de ce Domnul s-a supărat. Mă rog Domnului să nu se supere pe niciunul dintre noi, dar ca să nu se supere, să fim părinți și să fiți copii. Amin?